Seara specială începe la ora 21 cu finala emisiunii Vedeta Populară, prezentată de Iuliana Tudor. Cei mai buni 5 concurenți rămași în competiție, acompaniați de lăutarii din Chișinău, conduși de maestrul Nicolae Bodgros, se întrec să ia marele titlu și premiul de 100.000 de lei. Inelinel de gaumul, cu piatră luminoasă, nici membrii juriului nu se vor lăsa mai prejos. Negru și ciudat, negru și ciudate, cu solzii pe cap, scoate-mi ar mâine cea-nicea, două zboare steze cu a mei o dată. Câștigătorul Vedeta Populară îl aflăm cu puțin înainte de miezul nopții, iar după trecerea în noul an, junii Sibiului ne fac primele urări printr-un plug ușor cu mesaj special. Vă invităm să petrecem cel de-al 65-lea revelion realizat și transmis de TVR. Wow! 65 de revelioane, 65 de ani! Anul 2022 începe la TVR1 cu zâmbetul pe buze. Eda Marcus și Radu Andrei Tudor sunt gazdele unui revelion pentru familion. 65 de momente de neuitat cu regaluri actoricești semnate de Toma Caragiu, Amza Pelea, Dem Rădulescu sau Stella Popescu ne vor trezi amintiri unice. Vă rog, luați loc. Poftiți. Da, vă mulțumesc. N-aveți pentru ce. Adică aveți. Că era locul meu, dar vi l-am oferit. Toate acestea vor fi presărate cu muzică de petrecere, melodii vechi, dar și cântece de altă dată reinterpretate. Tu ești pentru mine, Pacoste, hey! Și nu pot ca să mai scap de tine. După ora 2.30, mari artiști de muzică populară invitați în emisiunea Tezaur Folcloric ne vor convinge ca în noaptea asta nimeni să nu doarmă.